Cum facem diferența între durere de stomac și alte dureri? În primul rând, aș spune că durerea de stomac este dificil de atribuit stomacului. Dacă am ști exact că stomacul e cauza problemei, lucrurile ar merge mult mai ușor și pentru pacient și pentru medic. De cele mai multe ori, durerea de stomac poate să fie o durere violentă. Toată lumea a auzit de ce înseamnă durerea din ulcer, unii au și experimentat-o, dar astăzi durerea e foarte rapid calmată de unele medicamente pe care le luăm înainte chiar de a ajunge la medic. Nu există, din păcate, un semn specific, ceva care să ne spună clar stomacul e de vină sau e vorba de cu totul altă problemă. Foarte multe dureri seamănă între ele, unele pot să fie mai grave, altele mai puțin grave, dar atunci când avem o durere care în mintea noastră se leagă de stomac, cel mai probabil putem să ne dăm seama că am mâncat sau am consumat ceva înainte care a produs această durere. Deci există o legătură evidentă între ceea ce înghițim, ceea ce mâncăm și durerea provocată la nivelul stomacului de cele mai multe ori.